Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ai dormit? Foarte bine! Da? Ce faceți? Bine, te așteptam să vedem ce propune ai, ce variantă ai. Ia spune-ne! Ce zici? Gândurile tale? Sincer, nu m-am gândit, așteptam să ajung să vorbesc cu voi și am trecut prin alte tabere și am vorbit cu ăia la alți concurenți și am întrebat cine ar vrea să joace și na, vreau să vă întreb și pe voi cine ar dori să participe. Au spus ceva? Da, de la ei s-au oferit toți și din campul ălalalt doar Adina. Doar Adina. Vrea să joace, da. Adina o să joace împotriva fetelor de aici. Văd o deschidere maximă la fetele. Păi da, e și o chestie tactică. Stai că asta e și o mișcare tactică prin care vor să adăugă. Hai bă, că suntem pregătiți, hai să dăm. Nu înțelegi că tot ce fac ei, tot ce fac ei este o chestie de luptă psihologică. Sunt pe acolo unii care doar vorbesc în arenă, de fapt. Ei sunt, că îi facă drag, dar la joc nu iasă. Păi ești frate la joc, că n-ai venit aici comentator sportiv, nu? Păi așa e, stăm și vorbim de sport, ne dăm cu părerea, dar la joc nu intră. Umanitari, fair play, umanitari, competitiv. Și s-a dus Adina la ei să le ceară un pumn ieri de orez și nu au vrut să-i dea nimic. Ce umanitari sunt ei. Da, și ne-au fergat pe noi, ironic că n-am vrut să o primim, dar ei n-au fost să tare să-i dau o... Ieri tot noi am hrănit-o pe Adina, tot noi am hrănit-o ieri. Și mâncat Adina aici de dimineață, i-am oferit și mâncare. Cine ar vrea să joace dintre voi? Asta și dintre... am vorbit, dar s-a vorbit până acum. Voiam să joc eu și cu Micuțul. Dar n-am fost de acord, nu. Dar n-a fost grupul de acord, s-a schimbat. Tu ai putea propune un joc de echipe. Zic tu, frate, explică tu, vorbești. Eu, Ionuț, Silard și încă 3 și 6 de la ei și hai să jucăm. Nu, glumești. Zic, frate, explică tu la fapt. Ideea e în felul următor. Explică-i. Ce a vrut Filip să facă? Este ok. Ba da, este ok. Dar consider că... Dar fiind prima dată... Prima competiție în care ei ne-au decimat pe noi, da? Au, încearcă și acum să domene psihic. Faptul că au zis, bă, gata, suntem ok, hai să intrăm în... Ei au un elan așa și vor să ne arate că ne domene psihic. Trebuie să tăiem elanul ăsta. Primul și primul lucru trebuie să tăiem un pic psihicul lor. Până nu rupem pe ei psihic, fizic nu o să reușim să rupem, da? Și pentru asta va trebui să decimăm din ei. Până nu decimăm un pic echipa, nu avem niciun, nu să putem să avem control asupra lor. Și așa propun ca în prima competiție să scoatem șefii de acolo. Am încercat să propun o variantă prin care tot grupul are de câștigat. Tudor, Marius, Alin și Cătălin. Tudor e ăla care are pe poză cămașa aia desfăcută. Cămașa aia cu galben. Cămașa aia cu galben. Bun. Marius. Marius. E ăla cu pălăria. Și barbă. Și are camuflaj acolo. Da? Și după aia mai este... Mai e Alin. Cătălin e agentul de vânzare la Sacou. Mai greu. Care seri cu Sacou. Reții numele Tudor, Marius, Alin, Cătălin. Tudor, Marius, Alin, Cătălin. Așa pleci. Tudor, Marius, Alin, Cătălin. Cei patru sunt cei care mișcă, ei sunt păpușarii, să numesc așa, cei care mișcă lucrurile pe acolo și aș încerca prin această oportunitate să sparg un pic gașca, să le arătăm sau pur și simplu să profităm de această ocazie și să scoatem pe unul dintre ei. Nu-mi dau seama acum care-s porțile, trebuie să-i pune-te. Hai, mă, dă-i așa, stai și mai luăm, stai nu, așa. Hai, pune tu dă-i așa în continuare. Dar cred că ai pus prea mult. Dă-i. Lasă-l așa. Dă-i în continuare așa și pe aceea mai iei din viecare, când mă ca să faci porțile. Ține? De ce nu îi țineți așa să poată să pună? Farfuria direct acolo? Păi nu, dar să-i țineți aproape. Hai, că nu pică nimic, stați așa. Mă uităm toți. Mă, cum arată astea, sunt serios. Și cu nisipa asta. Mamă, porcă e rău, mă, e mulți, frate.
Ce vrei, mă, intră la pâine. Crede că o să mănânci o făcut. Mai de aici, mai de acolo. Bun, știi că se vedeau de mult? Păi eu gândește că a fost un cartof de persoană. Ce să mănânci dintr-un cartof? De parmezan nu a scat nimeni? Și o friptură. Care parmezan? Da, și cârnații sunt gata. Cârnații sunt gata? Stai să mai împartă, să fac. Stai să împartă pâinea, că încă n-am terminat. Ce? A fost o zi extraordinară, am mâncat cartofi prăjiți cu usturoi și cu pâine. A fost ceva diferit față de ce am avut până acum. Și mi-a dat un pic de energie pozitivă, așa că am schimbat rutina mâncării. M-am acasă, luam câte un pumn de la de tot. Cartofi am băgat pe tot în gură, așa. Plus o mușcătură de aia de pâine. Auzi, sincer, acum cu, că mănânc asta aici, chiar am zis că mă duc acasă din ăștia. Aline, cartofi, să mănânc, bă, nu mai bun. Acum. Și cu sosă și cu dalea, mă. Pleacă ăsta, Tarzi. Într-adevăr, omul e tank, n-ai ce să zici. E bine pregătit fizic. Dar la ora actuală, dacă pleacă, este. Hai să zicem, nu este, dar pentru voi poate nu, dar pentru majoritatea de aici este. Este sau nu este pe fizic un pericol pentru majoritatea aparent, de aici? Aparent, dar nu se știe. Corect. Cum se mișcă Tarzi în teren. Depinde de probă. Da, dar nu, fizic vorbind, adică omul nu e chiar... Hai să, fizic așa, tot. Vizual, dar... Bun. Dar dincolo, dacă de asta Andrei... Andrei, clar, se vede că mai bine pregătit decât Tarzi, dacă compari. Înțelegi? Andrei, de la cer la pământ. Andrei nativ, diferență. Andrei sportiv, Tarzi, cine mai face ce are. De acolo? Cum? Cristi, iar la fel sportiv. Da, Cristi bună. Cristi, domnul acela mai în vârstă, da, da. Pe Cristi îl văd bun. Corect. Și ăla. Corect. Cristi, da, are un pericol mare. Foarte puternic și da. Și omul are condiții foarte bune fizic, are și experiență. Și romă capul pe umeri, știi? Da. Eu inițial vreau să-l bag și pe Cristi, dar în grupul asta nu. Adică nu pe fizic cu ceilalți, adică vreau să propun, nu să bag, că nu eu bag, doar propun. Eu, din punctul meu de vedere, cred că aspectele se vor mai modifica în timp. Mâncarea e cea care influențează și decizia fiecăruia și fiecare caută să autoprotejeze. Decizia a fost foarte simplă pentru ei, pentru că ei știau clar că o să în teorie, că nu mai ei intră. Și atunci normal că zici că da, frate, vreau să joc, pentru normal. Că am zis, este o chestie psihologică. Nu doar pe televizor, este o chestie psihologică asupra noastră. Ei tot ce fac, ei luptă psihologic. Vrem, nu știu ce. Eu în locul lui, știi ce aș veni? Aș veni și aș oferi mâncare. Vreți careva mâncare? Gândește-te doar psihologic. Băi, frate, cum adică vine aia și ne dau mâncare? Pentru că ideea este că orice pas, cu orice pas, da, exact. Totul psihologic. I-a dat un cartof acum. Ai văzut? Ce? I-a dat un cartof, auzi. Ți-a dat un cartof acum când ai fost? Tu înțelegi. Tu înțelegi cum joacă. La ei o să devină și un pic de invidie, da, pentru că ei sunt copii. Invidia că la are. Că la de ce are? Exact asta vreau. Ai înțeles de ce are ăla? Exact brățări. Asta vreau. De ce are? Câte are brățări? Exact asta da? Vreau. Dar vreau să joc, să câștig și eu. Ei de, la ei deja acum a devenit, cum ar veni, ca un fel de invidie între ei. Înțeles că ăla are două brățări, se frustrează. Pentru că ei nu au experiența noastră. Noi suntem niște oameni destul de maturi, cu capul pe umeri. Și noi asta e experiența noastră pentru să nu fii frustrat. Dar ei sunt frustrați deja. A început să fie frustrarea între ei că copilul ăla a câștigat două brățări și ei nu au. Și acum toată lumea vrea să câștige, vrea să bată. Și noi trebuie să-i dăm aici. A fost la voi, Mădălina? Să vă întrebe ceva? V-ați propus care? Mai e usturoi, toți. Care mai vreți? Mai e usturoi. Dar noi s-a propus la mine? Mai poți aduceți-o un pic? Da, vă întrebeți, fetelor, să vă lasă și pe mine. Au zis că... Băiau sarea unde? Băiau să nu rămână fără mine, că le-ar fi greu, știi? Unde băiau? Dar Dina a zis că ar vrea și ar vrea și să concureze cu cine. Acum? Cu și cu cine ar vrea să concureze, adică... Cu cine? A zis că ar vrea să concureze din nou cu fetele cu care a concurat, să-și ia revanșa. Doar că nu mai e Carina și să înlocuiască cu Izabela. Cine? Adina de la noi. Pe viitor să o luăm în calcul, nu ordine cine nu mai au mâncare deloc. Corect. Deci le putem da și lor ceva să facem pe viitor o alianță cu ei când o să fie cazul.
Nu e, nu e de conștienți că ei sunt mult mai legați cu ceilalți față de noi. Corect, corect. Asta este lege. Trebuie să găsim o, nu știu, o pasivitate, o ceva, orice, 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 orice. Momentan, la ora actuală nu mi se pare o variantă bună. Corect, luăm în calcul asta. Pe viitor, poate, după câteva zile, săptămâni, da, dar acum, momentan, nu. Care au un cartof, o ceapă și un cățel de usturoi. Eu sunt conștient. Da, și eu l-am văzut în fiecare zi pe Sorin la vestici. Merge, stau de vorbă. Stau de vorbă, dar vorbind și poate creează o relație. Le-au dat doi cartofi. Ei sunt 18, le-au dat și lor doi cartofi. Păi, vezi ce zic, o prietenie, o legătură între ei. Dar s-au liat din prima. Corect, sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine, dar gândiți-vă așa. Roata se învârte, jocul este dinamic. Nu este nimic bătut în cuie. Noi eram ca de dimineață doar usturoi. Eu vă simt că stau mai lângă voi. Nu te doare stomacul? Nu te doare stomacul? Nu am nicio problemă până acum. Dar pe ceilalți, nu-i doare stomacul? Nu-i doare stomacul? Dacă la sfir sau i-a săgut ceva sau așa? Nu, crud, cu sare. Bă, dar pișcă. Eu așa usturoi biscuiți n-am avut niciodată. Vă faceți cartofi azi? Păi acum cred că urmează să facem, să vedem cine e nominalizat, dacă e unul dintre noi, să mănânci un pic mai mult. Da, bravo. Dacă noi facem plan continuu, pentru că ei asta fac, ei fac plan continuu, gândesc cu 2-3 pași înainte. Nu au avut probe. Noi când... Doamne, iartă-mă, atât ai umfli de zici că... Băi, omule, tu uite-te un pic, uite-te un pic ce fac. Oprește-te puțin. Bine, ok. Și ieri, tot așa, zici că-s geniile pământului. Sunt. Doamne, iartă-mă, nu, a fost ideea. Dacă noi picam de 4-5 ori la rând și noi, la fel gândeam și noi și puteam să-i decimăm. Păi n-am picat, asta nu înseamnă că ăștia geniile pământului și noi suntem ultimii proști. Nu e vorba de... Dar cine a zis că suntem... Păi nu. Exprimarea a fost așa, nu că a zis cineva. Mai dă-i, Doamne, iartă-mă că n-am... Eu și prin arena am zis că atunci când va veni rândul nostru, noi vom arăta și noi ce știm să facem. L-au subestimat pe ăla din toate punctele de vedere. Și foarte bine. Păi asta spun. Noi cred că îi supraestimăm pe ei. Noi gândind doar că ei sunt buni, ne frecăm moralul nostru. Hai să o gândim și altfel. Eu te înțeleg perfect. Deci tu ai o perfectă dreptate. Doar că tu trebuie să înțelegi un lucru. Eu poate înțeleg. Încă 2-3 poate înțelegem, dar mulți gândesc și altfel și cu moralul ne cam ducem la vale. Okay. Înțelegi? Hai să o gândim exact pe cuțite. Și să mergem pe cuțite. Dacă nu o gândim războinicești și o gândim psihologic, ne-am dus dracu cu toți. Înțelegi? Hai să o gândim pe război. Hai să o luăm ușor. Tacit, pac, și să dăm unde trebuie. La mine, ori albă, ori neagră. La revedere. Când viață, vorba lungă, sărăcia omului. O să iau părerea voastră în cont și o să vedeți ce o să decid. Mă aștept să fiu nominalizat, am și pariat pe treaba asta, dar este o onoare pentru mine și abia aștept să înceapă jocul. Mi-am visat băiețelul că l-am uitat pe munte, nu știu de unde a ieșit visul ăsta și m-am trezit și am fugit pe plajă și am plâns. Tati te iubește foarte mult, chiar dacă am lipsit foarte mult de lângă voi și... Dar cu sufletul am fost mereu. Îmi aduc și acum aminte când dormeai pe pieptul meu când erai mic. Mi-a zis să nu plec. Știe că mami e acolo, știe că mă susțin, dar e mică săraca, o așteaptă pe mami fiecare seară. Și nu le pot simți mirosul. Vă iubesc și cred că am zis tot. E foarte important, repet, nodul de final. Important e să reziste. Fiecare concurent are voie să spună la cine să adaug încă o greutate.
aș mai dori să stau. Mi-a rămas să-mi fie dor de colegii mei, am fost ca o familie pentru mine fiecare în parte. Este cineva dintre voi care vrea să salveze acest suflet frumos, și anume pe Diana? Bun, tragem aer în piept și ne pregătim să învârtim ruleta. Cred că este unul dintre lideri și cred că este o decizie foarte bună. Sunt Tudor Andronic, am 32 de ani, sunt născut în Sibiu, locuiesc de 14 ani în București și sunt actor. Este meseria pe care mi-am ales-o și pe care am știut de mic că o voi face. Ca actor pot să fiu oricine, dar aici îmi voi asuma să fiu eu și nu am un scenariu după care să mă ghidez. Cred că am calitățile necesare pentru a deveni un lider și nu mi-e frică de asta. Sunt sigur că toate sporturile pe care le-am practicat îmi vor fi benefice, deoarece ele m-au disciplinat și m-au făcut să fiu o persoană competitivă și să trag până la ultima sudoare de pe frunte. Lupta individuală și supraviețuirea mi se par cocktailul perfect pentru emoție, competiție și testarea limitelor. Îl aleg pe Cătălin pentru același motiv. Cred că este alt lider din grupul ălalalt. Și cred că o să fie un joc destul de intens. Sunt Cătălin, am 37 de ani și sunt antreprenor. Sunt o persoană care îi place să riște, o persoană dinamică, o persoană care în general se implică și caută să reușească în tot ceea ce face. Am făcut și sport în viață, nu numai că am făcut sport, dar am reușit să mă țin de toate efectiv, adică am combinat întotdeauna și sportul și jobul. Sunt o persoană hiperactivă, pierd nopțile, dar totodată a doua zi sunt la muncă. Cea mai mare realizare a vieții mele cred că va veni. Pentru că cred că o să fie, este un bun metod ca să strângem brățări de la ei și după aia să le recuperăm noi.
L-am ales și pe Marius, eu și colegii mei, pentru că credem că este o persoană care ar putea învinge și credem că este o decizie foarte bună. Mă numesc Marius, am 29 de ani, sunt din Călăraș și sunt parașutist în lotul Bucureștiului. Am practicat lupte libere, kickbox și înot. Sunt ambițios, imprevizibil și dedicat atunci când văd un scop măreț. Am trăit într-o familie săracă, adică aveam o găină care să o oa și singurul ou pe care îl făceam îl dădeau mie să-l mănânc. Oamenii i-am întrebat, băi, cum mă percep tu pe mine? Și mi-au zis că de multe ori m-au perceput arogant, pur și simplu, din poziția mea, nu știu, statura mea, habar n-am. Cred în sinea mea că sunt un luptător războinic, care își arată adevărata față chiar în mijlocul provocării. Am ales aceste persoane pentru că cred că au o forță mai tare mentală decât în corp și mi-ar plăcea să-i văd pe toți la un joc de putere.